să mă sune. Să mă sune, da. Bine, bine. Dă calculatorul. Soția mea, Olga, Violeta. Ce frate, trebuie ucis o întrebare aici, că am văzut cum mă filmează și să mă dau un pic la cameră. Da, și trebuie să fac. Trebuie să dăm omului laptopul. Aici este filmul. Ok, dar îmi dați un alt suport ca să pot să trec la mine în playlist, altfel nu pot să-l depozesc la noastră. Aolea. Aveam o înțelegere cu distribuitorii din România și de asta și ne-am invitat să venim anume cu calculatorul nostru, anume de pe el să-l arătăm. Eu vă dau un hard disk extern să-l copiați sau un stick, da. Copiați, după care îl copiez eu de pe stick la mine pe laptop, hai să-l pot decupla. Îl ștergeți dumneavoastră de pe stick, după care veniți și-l ștergeți de pe laptop după ce s-a... Asta trebuia să stai tu aici, la fel. Fără nicio problemă. Nu e nicio problemă. Da. Stai și dat... tu, am stau și eu. Eu trebuie să fac interviu în timp filmul. Ei, da. Stai la film? Nu, stau numai când să spună bună ziua. Am terminat actorie în Chișinău și în diploma mea scria actor de teatru și cinema. Am făcut teatru pe unde am putut, cât am putut, și la stat, în teatru de stat și în proiecte independente. A durat, cred că, vreo câțiva ani și tot îmi doream să fac și film. Evident, să fiu actor, nu, nici nu mi-am propus să fiu regizor absolut deloc. Dar, prin acele timpuri, se făceau foarte puține filme în Republica Moldova, chiar aproape deloc. Și chiar dacă se făcea vreun film, nu era un casting public de care să știe toată lumea, să vină toți actorii. De obicei erau niște castinguri închise în care regizorii își pescuiau actorii de care el sau crede că... Sau concret da, cine ia. Deja, da. Sau pescuiau 3-4 variante de niște actori și nu era nicio șansă ca un actor să duc pur și simplu la o audiție, să vadă o să-l ia sau nu o să-l ia, știi? Adică nici măcar n-aveai șansa să te cunoască cineva. Și a durat asta un timp și am zis că ok, dacă nu pot să nimeresc la audiții și la castinguri, am să fac un film eu. Și atunci am început colaborarea cu Mariana Starciuc, care și semnat scenariul la Plus Minus 1, ăsta e primul scurtmetraj care l-am făcut. Și împreună cu ea am spus istoria, cam despre ce vreau să fii, trebuie să fiu un băiat de vârsta mea, rol central, așa și așa. Și am început, am făcut scenariul, cred că undeva vreo jumătate de an a durat. Și când am ajuns la final, am citit scenariul și am zis că da, e bine, eu l-aș putea juca, dar nu cred că în tipajul meu este pentru acest rol. Deci a apărut regizorul din tine, care a început să distribuie altfel actorii. Nici nu știam atunci cuvântul regizor. Și eu zic, cum? Dar noi pentru asta am lucrat. Adică asta era evident că îl facem pentru tine. Zic, da, știu că asta era, dar eu acum analizez personajul și zic, nu l-aș putea juca acolo, eu. Da. Adică eu am zis că eu am să fiu cel care o să organizez tot. Eu am să găsesc regizor, o să găsesc actor, partea financiară și eu pur și simplu o să fac acest proiect. Și atât. Și am spus, nu, hai măcar să-l regizez. Și uite așa am început, aduna echipa și tot regizor nu era și deja toată echipa cam râdea de mine. Păi tu o să regizezi. Și așa, dintr-o glumă, așa a devenit tot mai serios și așa am devenit regizor la acel scurt metraj. Deci eu nu știam ce înseamnă obiectiv, tripied, lumină, contrajur, cum să lipesc cadrele. Toate cuvintele astea le-am învățat atunci pe loc, nici măcar nu înainte de filmări, dar în timpul filmărilor. Asta a fost de plus minus 1. Evident... Și de acolo până la Carbon, când ai reușit să te faci regizor? Sau cum? Sau care a fost școala ta de regie? Nici până acum, eu încă nu m-am validat ca regizor. Bun, dar te bucuri de succesul pe care l-are filmul. Da, evident. După ce am făcut acel film, el a fost destul de ok primit în Chișinău, a fost și la câteva festivale internaționale, a luat și niște premii și acasă și pe internațional. Și eu credeam că nu o să mai fac film. Dar noi te vedem în titrele altor filme ca membru a echipei de filmare. Uite, la Sale Scapre, la filmul Leontini Vatamanu. Adică tu ai mai fost în niște echipe ca să, nu știu, să tragi cu ochiul, să vezi cum e, să simți spiritul echipei de filmare, să știi. Am fost după Plus Minus 1, după ce am făcut primul scurtmetraj. Deja oamenii din industria locală din Chișinău deja au auzit și mă cunoșteau.
Și scopul meu a fost ăsta, zic, da, o să mă duc la orice proiect, ca măcar să mai văd deja, să mai văd cum funcționează lucrurile. Și eram întotdeauna, fie asistent de regie, fie la producție, adică orice făceam, și la catering am stat, și șofer am fost, adică toate funcțiile în afară de scenografie, fiindcă acolo nu mă bag, nu... E alt de poveste cu totul, chiar e altă meserie. Chiar n-am talent să lucrez la lucruri minuscule cu degețelile. 10 sau poate aproape spre 100 de spoturi publicitare și clipuri muzicale la care am participat. Adică cred că undeva vreo 5 ani de zile constant făceam asta aproape zilnic. Pe diferite posturi, adică chiar n-am avut nicio problemă cu că am fost regizor și producător la primul scurtmetraj și mă puneam pe orice poziție. Știi că acum când vorbim despre filmul de Republica Moldova, spunem că există o școală de film la Chișinău, dar tu ești cu o școală de film din producția filmelor, din laboratoarele de creație ale filmelor din Chișinău, nu neapărat cu școala de film din Chișinău. Da, n-am... Dacă n-ai fost tentat să faci regie, să mergi tu la facultate, să faci un master pe regie? N-am fost tentat. Chiar n-am... Aici cred că e o chestie și de... Eu cu școala nu o duc prea bine. Adică eu la școală eram... N-am învățat bine niciodată și niciodată nu mi-a plăcut. Ceea ce doar am învățat la facultate când eram la actorie, acolo chiar mi-a plăcut și eram implicat 100%. Dar în general, cred că am impresia de acum deja mă uit în spate și am impresia că sunt mai mult o persoană autodidactă. Adică nu vreau să învăț nimic și nu mă interesează nimic. Dacă îmi vreau ceva, atunci gata, mă duc și mă interesează asta și învăț. Da, și nu îmi place să învăț la școală. Mă duc singur, scaut și îmi place foarte mult practica. Știi că dacă mă gândesc bine așa, în Republica Moldova sunt mulți regizori care vin din zona asta de actorie. Posibil. Acum vreo 4 ani făceam, vreo 5 ani, vreo 6 ani, nu mai știu cât, Identitate Basarabia cu Sergiu Prodan și... Mi-a zis că, deși este validat el ca regizor, deși este regizorul cunoscut, vine lumea la el la laborator să învețe cum se face film. Și el, am lucrat cu el. Da. El revenește să îl invite cineva la un film că pe postură de actor, că el a făcut actorie și că și-ar dori să joace într-un film. Eu de multe ori m-am gândit la el. Ca actor. Te vezi pe tine într-un film jucând ca actor? Sau ce face actorul din tine? Dacă mai e tentat, dacă mai trăiește, mai are ambiții, mai are... Uite, nu mai trăiește. Chiar n-am dorința asta să joc absolut deloc. Dar nu, dacă mâine o să vină cineva și o să-mi arate un scenariu care mi chiar o să-mi plac și o să simt că vibrez și eu cu el, adică nu e că nu m-aș filma. Aș zice da. Dar eu am pus cruci pe cariera mea de actorie. Adică și atunci unde te afli? Ai zis că regizorul te-a validat și ai pus cruci pe cariera de actorie. În momentul ăsta tu ce faci? Unde ești? Sunt în căutarea de sine. Parcă așa ne sparnic. Eu sunt diletant de asta, care parcă ceva am făcut, dar parcă ceva așa. Dar ce te faci să pui la îndoială? Că doar se vede că ai succes și că e ok. Idei n-am, nu știu. Adică parcă, după părerea mea, un regizor bun, sau meseriaș, poate nu bun, dar un regizor meseriaș, e cel care orice nu-i dai, el orice ar face. Mai rău, mai bun sau nu știu, dar el o să facă după oarecare școală, după oarecare teorie, adică el o să lipească o istorie cap-coadă. Nu o să fie cea mai original, nu o să fie, dar el o să o facă, fiindcă el se pricepe la asta. Da, eu, de exemplu, cred că nu-s așa deloc. Adică mâine dacă ai să-mi dai un scenariu și eu n-am să rezonez cu el, da, el e bun, am văzut mulți scenarii așa, care am zis, da, ok, istoria curge, totul e bine, dar nu mă atrage absolut deloc la materialul ăsta. Păi nu cred că l-aș putea face, să mă impun, de să-l fac. Suntem de acolo cu calculatorul, nu ai vreo să intrăm, dar n-am calculatorul. Vrei să intrăm, frate, niște cadre acolo? Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Trei cum Ioan, îmi pare bine. Marin, ți-am adus mâncare. Da, a să ne mutăm, a să ne schimbăm, că e furșet. Marina, trebuie să fac video, să trebuie să fac video, să mai scurt, să avem o proiecție. Salutare, noroc. Nu e ok? Să fii comprimat, o să fii tot împătrățit. Nu, o rezolvat că când se dă place nu apar grila de la VLS. Asta o rezolvat. Adem. Hai! Este în Iași un domn care îi spune Silviu Stanciuș, care e pasionat
de tramvaie și faptul că tramvaiul ăsta a ajuns aici, oprește lumea, vine să vadă cum arăta tramvaiul de altă dată, îi se datorează. Și lumea face lucruri frumoase din pasiune. Tu ce pasiune ai dincolo de film? Că filmul e o meserie. Nu știu dacă am pasiuni, habar n-am, adică n-am hobby, nu mă ocup cu ceva anume, n-am așa ceva, nu m-am gândit niciodată la asta. Am avut pasiune de motociclete când aveam vreo 18 ani, am o motocicletă care mi-am luat-o atunci și o am și acum, dar de prin 2017, de când apropo m-am apucat de cinematografie, de atunci sprăfuiești și mi-am promis anul ăsta că vara asta la sigur o scot și suntem atât de ocupați anul ăsta cu filmul că n-am scos-o nici anul ăsta. Toți cei care au lucrat cu tine pe platoul de filmare spun că ești foarte bine pregătit tehnic, că dacă e vorba să muți o mașină dintr-o parte în alta, indiferent de cât e de veche, cât e de nou, știi să o faci, știi să legi lucrurile așa ca să funcționeze, știi să ești cumva un fel de leant în tot ce înseamnă tehnic, om, situații, moment, sunt niște abilități, sunt niște date de la Dumnezeu sau tu consideri că astea sunt lucruri firești? Nu știu, e adevărat l-am avut la filmări chestii și cu mașini și de epocă și vechi și noi și mari și mici de toate. Probabil asta se trage că eu de la vreo 13 ani merg la volan și știu și mașinile vechi, am mers mașini vechi de pe atunci și mai noi și tot așa. Cum de ai început să conduci mașina de la 13 ani? Nu, eu o conduceam de la 3 ani. Primul accident a fost la 3 ani. Prima dată am pocnit mașina lui tata la 3 ani, cred că aveam. Dar ce ai făcut? Tata era de vină. A lăsat cheile în mașină. Bun, eu acum mă gândesc că el era de vină. A venit noaptea, spre dimineața acasă, a dus niște muzicanți în sat, a venit, s-a culcat și a lăsat cheile în mașină. Dar eu de mic întotdeauna mă uitam, întotdeauna când conducea, eram foarte atent la ceea ce face el. Și am văzut întotdeauna că pornește motorul, pornește cheia. Dar nu știu, nu ajungeam la pedale. Și mașina era pusă în viteză, eu eram cu verișorul meu și am zis, hai să ne jucăm de taxi. Hai să ne jucăm de taxi și am pornit mașina și eram prima viteză și a făcut duf în perete. Da, și m-am dus și m-am ascuns în grădină, am stat acolo vreo jumătate de zi, credeam că o să iau bătaie, dar nu mă bătu. A spus că da, eu am fost vin și m-a iertat, dar a spus că n-am voie să mă... Dacă ar face copilul tău de 3 ani, așa, cum ai reacționat? În primul rând, întotdeauna mă uit, mă asigur să fie cheie la mine, că țin minte. Și permis când ți-ai luat? La 18. Deci uite că ai niște lucruri care din pasiune s-au transformat într-o chestie firească și... Poate, dar nu știu, adică la noi, dacă tata a avut mașină întotdeauna, asta parcă nu a fost o pasiune, asta parcă era o necesitate, o ceva ok, adică și nu numai noi în sat, adică la noi în sat cam practic toată lumea avea mașină. Adică la noi în sat unde? În comuna Băcioi, suburbia Chișinăului. La noi în sat, la noi în țară, la noi în lumea asta, unde te vezi în timp? Rămâi Republica Moldova sau pleci cum pleacă o bună parte din oamenii care își încearcă să-și găsească un rost în altă parte? Eu vreau să rămân în Republica Moldova, dar încerc să nu... încerc să nu fac o chestie din asta că dacă eu m-aș limita doar acolo, m-aș îngrădi și dacă mâine aș avea o posibilitate să fac altceva și trebuie să mă duc în altă țară, nu o să mă duc, eu vreau să stau aici, adică nu. Dar mie îmi place foarte mult Republica Moldova, adică eu văd foarte multe posibilități în Republica Moldova, mi se pare că la moment e destul de ok să trăiești în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, mă scuzați. Care sunt sincron. Steagurile astea sovieți. Trece scris în chirile că aruncat la gunoi. Nu. Dacă vrei să începi, hai. Scoate toate emoțiile și tot ce trăiești în regizul la proiecții și hai să vorbim despre filmul ăsta.
Hai. Cum ai ajuns la povestea asta și cum de ai decis că ăsta e scenariul pe care trebuie să-l faci tu? Calea a fost lungă, impulsul a fost fiindcă tatăl meu a participat în conflictul transnistrian atunci în 92 și de aici a pornit ideea anume despre această temă. Mariana Starciuc a avut o rezidență în Târgu Mureș, mi se pare, nu mai țin minte, unde trebuia să scrie o piesă de teatru, nu un scenariu. Și a zis, eu mă duc acolo să scriu o piesă de teatru, o să aleg această temă, după aia tu o să vezi, mă duc pe lună sau nu mai țin minte cât timp s-a dus ea. Și a zis, dacă ți-o îți plac, noi o să o transformăm în scenariu. Și a făcut cu totul altceva decât ceea ce este acest scenariu, doar că acolo era un pasaj mic despre un tractor care strângea cadavrele de pe câmpul de luptă. Și iată, practic, de aici a început toată nebunia și tot procesul de scriere. Până ajunge noi la acest pasaj, am încercat, din punctul nostru de vedere, să ne documentăm destul de bine. Ne-am documentat atât ce ține de toate cărțile scrise pe acest subiect, toate cărțile de istorie scrise pe acest subiect. Am vorbit cu politicieni din acea perioadă, din perioada mai contemporană. Am vorbit cu oameni care au luptat acolo și am vorbit și cu... După ce am făcut tot acest research pe partea oficială, am zis, Mariana, hai să mergem în sate acolo unde s-a întâmplat, să vorbim cu oamenii, pur și simplu. Și atât, datorită că noi am fost în ziua aia în sate și am vorbit cu oamenii, datorită la acești oameni am ales acest gen, fiindcă ei cu atâta, probabil din cauza că a trecut atât timp de la acele evenimente, ei cu atâta vorbeau despre niște lucruri tragice, cu atâta umor, cu atâta, era tragicomic ceea ce povesteau ei, vorbeau despre niște chestii sinistre, dar ei vorbeau, dar noi atunci vindeam vin într-o parte, în alta, la aia, făceam business, era bine că noi așa, ca societate, eram dispersați, dar când s-a început război, ne întâlneam toți în bordei, stăteam acolo grămajoar, împreună și după mai multe încercări am zis totuși, noi nu suntem istorici. Hai să lăsăm treaba asta pe mâna oamenilor care sunt competenți și hai noi să facem un film. Da, ne-am inspirat din acele cazuri care ne le-au povestit oamenii, da, am mai văzut ce s-a întâmplat, dar totuși facem un film și mesajul filmului e ăsta, că noi vrem până la urmă să rămânem oameni indiferent de ceea ce ne spune nouă la televizor și e păcat să ne certăm cu vecinul nostru care a trăit atâta timp bine împreună din cauza că el e roșu și eu albastru. Steagurile este sovieti. Pe ce e scris în chirilică, aruncat la gunoi. S-a schimbat puterea, Mihail Gheorghe. Mine sovietic, dar nu mai există. Не отдадим и пяди нашей приднестровской земли молдавским национал-фашистским захватчикам. Повесь, ты дышу вам, отца, сдай квартиру, ты зацелишь, я стал фактом дурной. Păi, du-mă pe front, te rog. Așa vrei să duci? O, așa strani găsați mireas. Vezi, nu știi cu coasă. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să mănânci câinii. Ce-a spus ăsta? L-am găsit la marginea drumului. Ăsta nu e de nostru, precis. Te rog, băieți, las las vă duci. Dar pe eu rămân. Dar luat cărbunile și ați frecat-o. Că te clar, vai. Nu-i de-a lor. Du-l înapoi. Пацаны, это разведка, тут у нас афганцы нарисовали. На колени! Быстро! Я мусор, когда не умру, кому это? Hai cu mine. Dar Abduleac, să mă lămuresc cu omul, nu? Îmi dai adeverința asta de moarte sau nu? Eu cu bolnă am treabă și nu cu morții. Chinici nici cazac mort ai găsit tu. Aici s-au pornit războiul ei. Ei sunt puști și în satul nostru? Hai să răspunzi în rând cu mine, Bore. Rezi, Mihail Gheorghe, și eu un stacan de jen de sufletul. Disgropați-l, totamu. Totamu, disgropați-l! Hai să vorbim despre echipă, pentru că un film se face în echipă. Cum v-ați găsit? Cine pe cine ales? Iarăși, am inițiat eu proiectul împreună cu Mariana Starciuc, fiindcă ne-am spus ideea, prima am început a vorbi cu ea. Automat l-am luat pe Ruben Agajanian, cu care am mai lucrat. Automat l-am luat pe Sergiu Barajan, care a fost editorul și asistentul de regie. Deci, și pe Sergiu Cumatrencu unde? Și cu Sergiu Cumatrencu a fost peste vreo jumătate de ani de la inițierea proiectului. Eu lucram mai mult pe partea de creativă, ceea ce ține de scenariu, de regie, de căutarea echipei. Sergiu se ocupa mai mult în paralel cu cum să fie vizibil acest proiect pe plan internațional. Și îi mulțumesc pe calea asta, fiindcă eu când am conceput acest proiect, credeam că va fi un proiect național. Da, eu sunt ok cu asta, adică chiar am vrut era să fac... suficient da, eram suficient pentru asta, la care Sergiu zic nu, eu cred că este un film cu potențial și internațional. Și am zis, feel free, hai!
Hai să-mi enumeri pe degete festivalurile la care ați fost, unde ați luat premii și unde urmează să mergeți. În festivale am fost la San Sebastian, TIFU. Am avut un festival în Calgary, în Canada, din câte țin minte, un festival în Elveția. Am avut, avem în... Iată, acum suntem la Iași, săptămâna viitoare suntem la Constanța, săptămâna trecută am fost la Film în Sat. Asta dacă vorbim de regional aici. Avem încă în Germania două festivale, mai sunt, chiar nu le țin minte pe toate acum să le număr. Bine, dar filmul se proiectează și în cinematografie. Plus, noi l-am distribuit în America, în Statele Unite ale Americii. Și în Canada, și în 35 de orașe din Europa. Asta a fost o distribuție făcută de noi. Trebuie să spunem că este primul film din Republica Moldova care are un succes de casă, ceea ce nu s-a întâmplat până acum cu niciun film din Republica Moldova. E pentru voi o realizare? Cu siguranță nu ne-am așteptat la asta. Am tins spre asta, dar nici chiar așa. Adică Sergiu poate are părerea lui, dar eu nu m-am așteptat la un succes chiar atât de mare pe plan național și regional. Nu ne-am așteptat, dar e ușor acum să te îmbieți cu apă rece, fiindcă totuși a fost primul. Dar dacă mai erau încă 10 din astea, asta era un succes sau era o normalitate? Încă trebuie să înțelegem dacă asta e un succes sau o normalitate. Cel puțin pentru mine e un succes pentru noi personal. Dar nu m-aș relaxa acum sau nu sunt atât de entuziasmat că de mâine să fac încă 10 filme, că ăsta a avut succes. Adică încă încerc să înțeleg ce înseamnă asta. Ce vrei să te întreb în scenă? Ce vrei? Nu știu, nu mă... Să nu mă întrebi chestii de astea poetice și filozofice, că nu prea am să am răspunsuri pe măsura așteptărilor. Mulțumim mult! Mersi și eu! Ce-ai făcut datoria de bărbat? Aceștia sunt practic născuți sau după război sau un pic înainte de război, ei n-au simțit, n-au trăit războiul așa cum l-au trăit generația mea și au făcut cumva de reconstituiri. Adică să aduc în film altceva decât elementele istorice, să fac un film din asta. Aș vrea să vorbești tu, să ne povestești tu despre cum ți-ai ales oamenii cu care ai făcut filmul și mă refer acum la cei care sunt actorii, pentru că pe ei avem aici în față. Ceea ce ține de actori, uite, dacă vorbim de Ion Coșeru, de exemplu, eu îl cunosc pe Ion de mult, Ion mi-a fost și profesor mie la actorie. Când am citit rolul lui, de exemplu, eram din start cu gândul la el. Cu toate astea, oricum am mai adus câțiva oameni la casting pe acest rol, ca să mă asigur că nu am eu, știi cum, o chestie fixată în cap. Dar totuși, până la urmă, a fost Ion. Pe Ion Vântu, în general, din pură întâmplare, Mariana Sarciu, care a scris scenariul, a făcut o rezidență la Târgu Mureș și acolo l-a cunoscut pe el. Am avut o grămadă de actori din Republica Moldova și tot. Fie erau foarte buni actori, dar nu se potrivea ca tipaj, fie se potriveau ca tipaj, dar nu aveau spinarea asta dreaptă care o căutam eu în acest rol, care o are. Și ea întâmplător îmi zice, eu știu un actor din Târgu Mureș. Și eu zic, da, super, e ca un actor din Târgu Mureș, cu accent din Târgu Mureș, să joace un moldovan. Foarte bună idee. Și eu spus, ia uite la poză. Și mă uit la poză și zic, păi, dar îmi place cum arată actorul ăsta. Zic, parcă e Woody Harrelson de Târgu Mureș. Dacă n-a plecat lumea de la film, asta e un indicator foarte bun pentru noi. Credeam că jumătate de sală sunt moldoveni și zic, da, acum cum să înțelegem dacă lumea a stat până la urmă din complezență sau nu. Mulțumim frumos!